Salutare și bine ați revenit la un nou video cu Daniel și Dad Exploring. De data asta cu Taxo, cu Dad. Ce vreau să vă spun, cel mai important lucru, pentru că am început iarăși o perioadă de lockdown, de să stăm închiși în casă, cel mai important lucru, neapărat florile. Puneți-vă bine cu soțiile, pentru că va trebui să mai stăm cu ele în casă cel puțin o lună de zile de acum încolo. Eu zic că o să fie până prin ianuarie, guvernul spune că o să fie până în decembrie. Deci, nu uitați, domnilor, florile neapărat, da? Și imediat vă arăt și ce am mai cumpărat. Cumpărăturile de carantină, de izolare. Al doilea cel mai important lucru, da, după flori, este, nu uitați, în primul rând, detergentul, da, mai spălăm, ne și spălăm dacă stăm în casă, gelul de duș, săpun, da? Astea sunt pe locul 2. Trebuie să ne și spălăm, da? Nu stăm doar așa cu flori și... Ia uite-l pe Ion. Nu mă, tati, ălea sunt pentru tortul care trebuie să-l facă Miruna, da? Miruna, uite, i-am cumpărat. Ce ți-am cumpărat ție, tati? Că M&M's. Tu... M&M's. Ce ți-am mai luat? Chocolate, party candles. Ah, party candles. A little golden spray. Un spray auriu ca să dăm pe tort. Și de ce facem noi tort? And happy birthday! It's mom's birthday! Pentru că este ziua lui Diana! Și tot ce am cumpărat noi astăzi aici costă total 130 de lire. 130 de lire înseamnă o zi de muncă a mea. Deci eu cu ce am cumpărat aici avem de mâncare gen 2 săptămâni și am muncit doar o zi. Atâta costă. Nu uitați vinul, da? Merge bine cu florile. Și ce ai mai luat, tati? Ce mai ai acolo tu? Tu ai niște ciocolățele. Ai niște batoane proteice pentru că tu te duci la școală. Păi spune, la ce folosești batoanele astea? These are for school when we have packed lunches. Ah, și tu ai pack lunch toată ziua acum, except tot timpul. Wednesday. A, miercurea mănânci la școală? And we have rice. Da, avem și orez și cadoul pentru mami, ciocolățele Raffaello, ca să le împartă cu copiii, nu d-alta. Făină, ce facem cu ea? Bend the cake. Pancakes, clătite, măi. Și alea facem spaghete bolonieze. Astăzi ne apucăm de niște spaghete bolonieze cu cărniță, da? Tocată. Lui Daniel îi plac foarte mult fructele și trebuie să aibă fructe în meniu. Neapărat, ia uite cum se uită Miruna la el, că și ea vrea și tu vrei, știu. Așa că nu uitați, florile, detergentul și neapărat vinul roșu, da? Vin roșu neapărat. Merge foarte, toate astea trei în combinație merg foarte bine în perioada de izolare. Dacă v-a plăcut acest video și voi credeți că nu trebuie să mâncăm conserve, da? Trebuie să mâncăm mâncare sănătoasă. Dacă v-au plăcut cele trei idei pe care vi le-am dat, flori, vin, roșu neapărat și detergent să ne spălăm, lăsați un like, abonați-vă și până data viitoare, Daniel vă spune... If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell down below if you enjoyed the video. Pa, pa! Bye! See you next one!